Bună ziua, dragii mei, Capricorni, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Capricorn, a trebuit să fac lumină și a trebuit să mai curăț un pic telefonul, probabil s-au strâns multe informații și s-a blocat. Din acest motiv s-a întrerupt și înregistrarea anterioară. Spuneam că aveți fiermele și fluturele. Inițial a apărut fluturele. Ca și un strigă de avertizare sau chemare la transformare, pentru că asta înseamnă fluturele. O transformare frumoasă a voastră, a unora dintre voi, în cazul în care nu v-ați transformat. Apoi a venit viermele ca și confirmare a faptului că trebuie să depășiți o etapă. Ce înseamnă viermele? Înseamnă, printre multe alte semnificații, că unii dintre voi, pe semnul Pământului, trebuie să depășiți o stare de ucenicie, de început într-o relație, într-un proiect, într-o situație. Că e relație la început. Sunteți la începutul relației și trebuie să depășiți o stare de timiditate, de rușine, de lipsă de încredere. Trebuie să ieșiți din acest stadiu pentru că aveți șansa să deveniți puternic, să deveniți încrezător, dar evident că lucrul acesta e un parcurs destul de îndelungat. Din acest motiv apare și fluturele, ca și chemare la transformare. Eventual, prin comunicare. Interesant este că se sugerează în această transformare pe care trebuie să o implementați în viața voastră, în stilul vostru de a fi, să vă lăsați prietenii să vă ajute să vă înconjoare ca un cocon protector în timpul acestui proces. Înțelegeți? Nu este o transformare pe care trebuie să o faceți doar voi singuri. Poate din acest motiv vă este teamă. Că nu știți cum să abordați o persoană, că nu știți cum să abordați o situație, nu aveți experiența necesară. Și am zis că am văzut pisica de mare mai devreme, semn de apă. Pisica de mare care înseamnă, printre foarte multele semnificații, o nevoie de încredere, de verticalitate, că e o persoană în semn de apă, pești, rac sau scorpion, de la care învățați această stare, da? Și vă ajută să ieșiți din starea de timiditate, de neîncredere în voi, într-o direcție, evident, observându-i pe ei, că au încredere, că au verticalitate. Poate, dacă vreți să vedeți cum arată cartea, puteți să vedeți la Zodia Fecioare, am zis. Au toate chakrele colorate, activate. Și când vorbesc, uneori deranjează. Dar nu au problema, nu le este rușine să se exprime, da? Ca viermele, ca râmița, ca unii dintre voi într-o anumită situație. Poate să fie un proiect la locul de muncă, o situație la locul de muncă sau o relație pe care o începeți și în care nu aveți încredere în voi înșivă, nu știți cum să vă exprimați sentimentele, emoțiile. Dacă la locul de muncă, ideile pe care le aveți, cum să abordați acest proiect, aveți nevoie de prieteni în jurul vostru, de colegi, eventual dacă e la job, să vă ajute în proiect, pentru că alături de ei vă transformați într-o persoană autentică, verticală, creativă și mult mai comunicativă. Interesant este că la capătul acestui set de cărți aveți gazela, care reprezintă semnul focului. Posibil, trebuie să, în acest proces de transformare,
să vă acordați și momente de repaus, de pauză, de vulnerabilitate, foarte prielnice în a vă reseta energia și a vă ajuta să mergeți, să vă transformați pe calea cea bună. Pentru că acest proces este îndelungat. Sper că mă înțelegeți, sunt cât de cât coerentă. Posibil gazela să fie o altă reprezentare a pisicii de mare, pentru că am spus pisica de mare foarte încrezătoare. Este conștientă de ea însă și verticală. Da? Are niște principii bine stabilite. Sau un proiect, da? Sau cineva la locul de muncă. Și gazela reprezintă focul ei interior. Are o eleganță în mișcare, are încredere, are experiență, are. Grație. Nu știu dacă am zis, dacă nu mă repet, asta se întâmplă. Și e conectată, interesant, este conectată la spiritualitate. Acest cerc de foc, asta mă face să mă gândesc că e conectată la spiritualitate. Își cunoaște plusurile și minusurile și posibil că trebuie să studiați această persoană din viața voastră care vă ajută în transformarea, la care sunteți chemați să vă implicați. În spatele gazelei aveți și o cobră. Probabil această persoană de la care aveți foarte multe de învățat vă așteaptă. E în stare de repaus. Și își expune vulnerabilitatea tocmai ca să vă aducă mai aproape și să puteți învăța. Pentru că cobra reprezintă profesorul. Persoana aceasta, că e semn de foc, că e semn de aer, nu contează că e de apă, este oarecum o muză. Vă inspiră, vă intimidează și vă inspiră în același timp, prin grație și prin forță. Interesant că gazela reprezintă și felul în care ne hrănim. Posibil persoana aceasta se hrănește și spiritual, nu doar fizic. Și de aici trebuie să învățați, este un profesor în viața voastră, trebuie să învățați cum să vă hrăniți în acest proces de transformare, cum să vă folosiți resursele, experiența pe care ați căpătat-o până acum, în alte proiecte, în alte situații, în alte relații, cum să o folosiți ca să depășiți acest stadiu incipient sau de novice sau de ucenic, acolo unde sunteți. Pentru că acesta este un prim stadiu. Repet, că e relație, că e situație de familie, că e situație la locul de muncă, e un stadiu ce trebuie depășit. Posibil că v-ați obișnuit în niște obiceiuri, v-ați încurcat în ele, cum am spus și mai devreme, și trebuie să ieșiți din această încurcătură. Pentru că dacă nu ieșiți, nu puteți evolua. Și atunci vine fluturele să vă aducă aminte că trebuie să vă transformați. Că trebuie să vă ridicați către lumină, da? Viermele stă înăuntru, rămița, scormână în locuri umbroase, sub pământ. Probabil că și relațiile anterioare sau situațiile prin care au fost nu au fost tocmai frumoase și trebuie să ieșiți din acest ciclu, din această
acest cerc vicios, această încurcătură. Să vă ridicați deasupra pământului, să zburați către lumină, către cer, către flori, către lucruri de valoare, lucruri frumoase, lucruri grațioase. Am vorbit de grație și la gazelă. Această persoană, repet, poate să fie pisica de mare, poate să fie gazela, este că și cobra are verticalitate. Cred că e aceeași persoană care vă sperie și vă atrage în același timp, dar care a apărut în viața voastră tocmai ca să vă învețe această transformare. Dacă nu e persoană, repet, de câte ori pot, poate să fie o altă situație din care vă puteți inspira în această, eu știu, circumstanță în care unii dintre voi vă aflați. Cam aceasta ar fi etalarea pentru Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Capricorn. Sper să rezoneze cu unii dintre voi. Îmi cer scuze de întrerupere. Se mai întâmplă, mai ales cu acest Mercur retrograd. Și aștept comentariile voastre să aflu și eu cât a rezonat și cum a rezonat și cum ați primit acest gen de etalare, care nu este chiar în stilul tarotului. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, numai bine!